Bună! Bine te-am regăsit la Minutul Psi. Astăzi îți spun ce poți să faci dacă ești ținta cyberbullying-ului. Nu există o soluție simplă la bullying sau la cyberbullying sau vreo metodă verificată de a aborda un agresor. Și pentru că hărțuirea este rar limitată la 1-2 incidente, fiind mai degrabă un atac susținut pe o perioadă de timp, trebuie și tu, la fel ca și agresorul, să fii perseverent în a raporta orice incident de hărțuire până se liniștește. Ține minte, nu există niciun motiv pentru care să accepți să fii hărțuit. Dacă simți că ești ținta agresiunii de tip cyberbullying, primul pas este să ceri ajutorul unei persoane de încredere, cum ar fi părinții tăi sau un alt membru al familiei sau un alt adult de încredere. Apoi, nu te învinovăți, căci nu este vina ta. Indiferent ce zice sau ce face un agresor, nu ar trebui să fii rușinat de ceea ce ești sau de ceea ce simți. Agresorul este persoana cu probleme, nu tu. Nu răspunde la niciun mesaj sau la nicio postare de hărțuire despre tine, oricât ar fi de dureros sau de neadevărat. Răspunzând, nu faci decât să agravezi situația, căci agresorul exact asta își dorește, să te provoace, așa că nu-i dea satisfacție. Încearcă să vezi bullying-ul dintr-o perspectivă diferită. Agresorul de fapt este o persoană nefericită, frustrată, care vrea să aibă control pe sentimentele tale ca să te simți la fel de rău ca și el. Nu căuta răzbunare pe un hărțuitor prin a deveni tu însuți unul. Din nou, asta nu va face decât să agraveze problema și se poate ajunge și la consecințe legale pentru tine. Dacă nu îi spune ceva unei persoane în față, nu o spune nici în online. Nu te lăsa bătut. Nu agrava un incident de hărțuire stând prea mult asupra lui și citind într-una ce a scris. Dar păstrează evidența hărțuirilor online asupra ta, a mesajelor text, a capturilor de ecran de pe site-uri pentru a le raporta la o persoană de încredere. Dacă nu raportezi, agresorul poate deveni și mai agresiv. Raportează amenințările cu lezarea fizică sau cu conținut sexual inadecvat la poliție. Nu posta informații personale, precum adresa sau numărul tău de telefon și nu le împărtăși cu persoane necunoscute. Ai grijă ce tip de poze postezi sau distribui. Păstrează-ți parolele doar pentru tine, nu le spune nici măcar prietenilor. Nu răspunde la un mesaj atunci când ești nervos sau supărat, căci un răspuns în această perioadă poate să încurajeze hărțuitorul să continue. Întrerupe comunicarea cu hărțuitorul, blocându-i adresa de e-mail, numărul de telefon și șterge-l din lista de contacte de pe rețelele sociale. Raportează activitatea la furnizorul serviciului de internet, al rețelelor de socializare sau la site-ul de pe care te hărțuiește. Dacă îți este greu să vorbești cu părinții despre ce ți se întâmplă, să știi că sunt lucruri pe care poți să le faci ca să ușurezi comunicarea. Alege momentul dialogului când știi că poți să ai parte de toată atenția lor. Și explică-le cât de serioasă este problema pentru tine. Nu uita că este posibil ca ei să nu fie atât de familiarizați cu tehnologia pe cât ești tu, deci se poate să fie nevoie să-i ajuți ca ei să înțeleagă ce se întâmplă. Poate că nu vor avea soluții imediată pentru tine, dar sunt șanse mari ca ei să dorească să te ajute și împreună să găsiți o soluție. Caută suport la cei care nu te hărțuiesc. De multe ori sunt mai multe persoane decât ai putea crede, cărora le pasă de tine și sunt dornici să te ajute. Asta îți va scădea din stres și îți va crește stima de sine și rezistența. Dacă vorbești cu un părinte, profesor, consilier școlar sau altă persoană de încredere, nu înseamnă că ești slab sau că este ceva în neregulă cu tine. Caută să te conectezi cu persoane în viața reală și care nu sunt părtași la nicio hărțuire și focusează-te pe experiențele pozitive din viața ta. Dacă observi că o persoană pe care tu o cunoști este ținta unei astfel de agresiuni, încearcă să-i oferi susținerea ta. Spune că nu trebuie să raporteze nimic în mod formal, dar este esențial să vorbească cu cineva care să îl poată ajuta. Ajută să se gândească la ce ar putea spune și cui. Nu uita că în anumite situații, consecințele agresiunilor online pot pune în pericol viața, iar vorbele tale pot face diferența. Nu uita, oricine poate să fie ținta cyberbullying-ului. În încheiere, eu îți mulțumesc că m-ai ascultat și sper că ți-am fost de folos. Abonează-te la canalul de YouTube pentru a fi la curent cu cele mai interesante episoade din Minutul Psi. Îți mulțumesc și dacă ne apreciezi pagina noastră de Facebook de la FanPsi. Pe curând!